toamnă m-am născut. Când frunza se așterne pe cărare, iar viața ce iubesc atât de mult e plină de miracol și splendoare. Și e un zi de toamnă m-am născut, când se adună flori melancolia. Mulțumată, doamna Irina, bine v-am găsit! Noi ați venit. Suntem de la compania Porc Surprize. Trebuie să bucurăm această zi minunată, că sunteți o măgeată, așa? Da. Și cineva, drag, inimii dumneavoastră, v-a vrut să vă surprinde. Și, în primul rând, pentru dumneavoastră avem acest buchet de flori, să bucure sufletul, așa, o tortă, ca să vă înducească inima dumneavoastră și cei care să vă înconjoare în această zi. Mulțumesc frumos! Desigur, o șampanie ca să serviți oase din această zi frumoasă. Și o inimă, ca să vă încălzească, așa. Mulțumesc. Dar vreau să mă întreb dacă totuși vă dați seama de unde vine surpriza. Eu cred că de la bunica, de la mama. De la scumpa mama care este departe și mult regret îți cere scuze că n-a putut să vă mânia personal aceste surprize. Dar cu inima și cu gândul este mereu lângă voi și vreau să vă citesc câteva cuvinte. Da. Draga mea fiică, felicitări cu ziua de naștere. Tu ești cel mai scump cadou din viața mea. Te iubesc din toată inima și îți doresc cele mai sincere, luminate și calde urări. Îți doresc să fii fericită, scumpa mea, sănătoasă și niciodată să nu cunoști de necazuri. Fiecare zi de-a mea este plină cu credință în tine, în succesul tău, în viața ta fericită. Fie ca noul an din viață să-ți deschide ușa spre noi orizonturi, realizări și emoții. La mulți ani, scumpa mea fiică. Mulțumesc frumos! Dacă aveți ceva să-i transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. O iubim și o așteptăm cu nerăbdare acasă și dorim mult sănătate, răbdare și cât mai curând să revii acasă. Atât. Când frunza se așterne pe cărare, iar viața ce iubesc atât de mult e plină de miracol și splendoare. Și e un zi de toamnă m-am născut, când se adună în flori melancolia. Mă însoțesc și acum ca la început, dorul de casă, visul, omenia. Mă însoțesc și acum ca la început, o melodie. Și-a